ne făceam tare mare griji cum o să împărțim iubirea la doi, cum e să mai iubești încă un copil, dar sper că ne-am descurcat bine la acest capitol. Atunci când am înțeles că mai avem încă un băiețel, m-am bucurat foarte mult pentru că e bine totuși să împarte aceleași activități comune, aceleași haine comune, jucării comune și mult mai simplu. Mi s-a părut cel puțin mult mai simplu să fie doi băieți. Tania era super entuziasmat să-l vadă pe Răzvan și știi cum copiii micuți mai tresar din când în când, el așa se speriase, dar voia să pună mâna pe nasuc, pe vai ce mânuți micuți are, sau vai ce picioruși minți are, era super bucuros. Noi am încercat să nu-i zicem lui Bogdan că este fratele cel mare, deși se presupune că el ar fi, însă este greșit cumva să-i zici că este mai mare, deci trebuie să ajute mereu. Nu încercăm să-l impunem, ci să ne ajute dacă vrea, pentru că părinții uită că ieri a fost mic, dar acum este mare. Răzvan la vârsta asta încă nu poate prea multe, așa că până când el ne privește, dar petrecem timpul împreună. Iar Bogdan, în schimb, el este ajutorul de nevoie și când am nevoie, îmi pasează scutecul, îmi dă o cremă și tot așa. Noi am încercat să nu schimbăm nimic de rutina lui, să nu simtă că este cumva lăsat pe din afară odată cu apariția unui copil, ba din contra, să știi că noi suntem o echipă, noi ne ajutăm împreună, noi ne respectăm, ne iubim, ne ajutăm atunci când trebuie.